Salut și bine te-am găsit la un nou episod. Eu sunt Marian, iar astăzi o să fac o nouă partidă de pescuit pe iazul Suharău, un iaz drag mie. Am revenit aici pentru a prinde niște caras și sper eu să intre și crapul astăzi. Mi-am ales un loc unde nu prea este atât de mult mâl pe fund și sper eu să fac o partidă cât mai reușită. După cum te-am obișnuit, prima dată mă instalez, după care încep să vorbesc un pic despre ceea ce am făcut. Așadar, la început am nădit cu vreo 6-7 momitoare method feeder, am nădit clipsat, iar acum am aruncat toate munturile în apă. Am niște nadă de fructe pentru crab și am pus în ea niște micropeleți. Deci nu e mare chestie, o nadă foarte simplă, cu aceasta am nădit vreo 6-7 momitoare. Este o nadă foarte, foarte atrăgătoare din punctul meu de vedere. Data trecută cu aceasta am rupt carasul. Iazul este absolut minunat. O să pun camera în așteptare și sper să revin cu un drill, după care pe parcursul partidei o să-ți arăt montura, momeala și așa mai departe. Da, a început carasul să mănânce. Cu siguranță astăzi voi avea activitate. Da, un cărășel frumos. Am urmărit și săriturile. Sare atât carasul cât și crapul aici în zona în care am nădit. Așa că mă aștept mai târziu să intre și un crap. Am prins și primul pește, primul caras. La aceste twistere mulberry. Le pun pur și simplu pe spin. Cât lic de 10. Avantajul este că prind atât caras cât și crap cu această momeală. Deci o să vezi, în caz că o să vină crapul pe nadă, carasul o să dispară și o să prind crap. Poate unii fug de pești mici, însă eu vreau să am activitate astăzi. Cam asta este montura. Thank you.
pentru astăzi folosesc un echipament simplu, la îndemână oricui. Deci am undițe de bazar, la fel și mulinetele, nu am nicio firmă specială. Fir de 0,25, înaintar 0,18 de textil, la fel și forfacul. Pe o lansetă am un forfac 0,12, iar pe celelalte am 0,18 textil, ca să nu rupă în caz că vine un pește mai mare. Da. Momitor de 60 de grame, mie tot feeder și cârlig de 10. Cam acesta este echipamentul, bambinele nu lipsesc. După cum spuneam, un echipament simplu, la îndemâna oricui. Dacă ai avut răbdare să te uiți până acum la acest clip, uite ce modificări am făcut la nadă. Și ai văzut cum arată nada dimineața, iar uite acum cum arată. Am pus mai mulți peleți, pentru că m-am gândit eu dacă ofer peștelui particule mai mari, va avea șanse mult mai mari să prind și crap. Încă nu a răspuns crapul, dar ziua nu este terminată. Nu o să mai stau nicio tare mult, oricum carasul a tras foarte bine, am prins deja destul de mult caras, o să vezi la final. Văd că nu prea mai trage nici carasul, o să mai arunc pentru ultima oară, după care o să strâng și mă duc acasă. Să vedem dacă mai prind ceva. Această nadă cu particule mari stă foarte bine pe momitor. Însă mă gândesc eu, din cauza că nu este crapul în zonă, aceasta a săturat și caraș și prezența aici și de aceea nu mai am trăsături. Asta este, am riscat, am vrut să văd dacă atrag crapul, nu am reușit, așa că mai arunc o dată să văd ce se întâmplă, după care îți arăt peștii și mă duc acasă. Gata, deci nu pot să spui că nu am prins astăzi crap. Uite aici crapul. Am zis să dau puțin pe lângă mal la plută să văd dacă trage la plută aici pe iaz. Și văd că am prins acest crăpușor. Deci am prins și crap astăzi. Uite ce mitit el este. Reliberez acum. Uite că am mai prins un caras la acest twister. Asta nu e mulberry, e orange choco. Un caras frumos. Cred că ultimul pe ziua de astăzi. O să mai lansez totuși lanseta până strângă pe aisculele. Poate mai vine vreo unul. Partida de astăzi e la sfârșit. Ăștia sunt peștii. Am reușit să prind destui caraș. Chiar dacă nu am prins crap, sunt foarte mulțumit. Am avut o grămadă de activitate. Am cărășei și mai mari și mai micuți. Numai bun de o tigaie. Da, mulțumesc pentru vizionare, fir întins.